Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații sunt Adrian Lebedinski, deputat PSRM, Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bine m-am găsit! Ecaterina Zosim, studentă la masterat FRISPA, Universitatea de Stat din Moldova. Bună seara și bine ai venit la noi bună în studio! Bună seara! Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și bine ați venit la noi în studio și vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm astăzi. Vreau să discutăm astăzi despre analizele recensământului populației și a locuinților din 2014, care a fost prezentat pe 31 martie. Dar atenție, de menționat că acesta a fost desfășurat în perioada 12-25 mai 2014. Discuții au fost în decurs de o săptămână foarte multe, chiar și au ieșit și cu conferințe de presă unii care nu au fost mulțumiți de rezultatele acestuia, dar până la urmă, în decurs de 3 ani, cât am așteptat noi ca să aflăm rezultatele recensământului, au apărut la iveală și multe probleme care ne lasă pe gânduri și ne dau de înțeles că situația nu este chiar până atât de bună la Biroul Național de Statistică. Asta vreau să discutăm astăzi. De la început vreau să vorbim despre faptul că Moldova totuși rămâne fără oameni. Datele cele mai importante din acest recensământ este că în anul 2000, acum avem populația cum am avut-o în 1959. La fel, când a avut loc un recensământ. Deci nu vorbesc aberații, sunt niște date stricte. După aceea, în 1970, în Republica Moldova s-au majorat populația Republicii Moldova, care a ajuns la 3.569.000, ceea ce am avut și în 2004, tot la aceleași 3.383.000. Dar acum avem, atenție, 2.998.235 de persoane. Moldova rămâne fără oameni. Domnule Bedinski, este... acesta un fenomen negativ pentru noi și cine pleacă totuși? Cu părere de rău, pleacă în majoritatea cazurilor, pleacă populația aptă de muncă. Dacă studiem un pic aceste analize, noi vedem că avem o creștere a pensionarilor, persoanelor de vârstă de pensionare, de la 14 la 18% tineret până la vârsta de 18 ani avem o scădere și respectiv numărul populației și respectiv și a procentului acesta este, pare-mi se cum un procent de descreștere. Nu e atât de drastic din numărul total al populației, dar oricum se atestă o scădere. Evident și se atestă cu părere de rău și o tendință de scădere a populației. Este legat în mare măsură cu nivelul slab de trai și ceea ce generează plecarea în masă a populației din Republica Moldova, o bună parte își iau și părinții. Da, chiar... deja în ultimii ani, fenomenul că nu mai pleacă câte unul din familie, dar da, deja își iau întreaga familie, și părinții și pleacă. Iau acum și părinții. Cifra aceea care a fost făcută publică în fiecare zi, câte 106 moldoveni care pleacă definitiv din Republica Moldova, ceea ce este mult mai trist. Eu, informațiile care le-am primit, în luna februarie, de la Ministerul de Interne, acolo arăta circa 700.000 de oameni au plecat timp de ultimii 5 ani de zile. Care au plecat și mai mult de 3 luni de zile nu s-au întors în țară. Respectiv, practic, aceste persoane sunt plecate din țară. Vreau să vă atrag atenția că în estimativ sunt adăugate 200.000. Noi vorbim de 2.900.000, dar de fapt la recensământ au participat mult mai puțin populație. Da. De aceea o parte din populație care este plecat după hotarele Republicii Moldova este inclusă în această listă. Exact. Și situația acestea este, sunt lacunele sau problemele care au apărut. Situația este un pic mai gravă decât ceea ce este arătat. Această cifră nu identifică numărul populației real aflat pe teritoriul Republicii Moldova. Dar sunt, de fapt, persoanele care, să spunem așa, mai vor să mai vină în Republica Moldova. Dar avem, timp de 10 ani de zile, avem o descreștere de 400.000 de cetățeni care au renunțat la... să mai locuiesc, la viața moldovenească, într-adevăr, este trist. Aici vreau să vă spun că, din păcate, nu putem face o analiză mai profundă la în ce perioade s-au dus, doar că putem să spunem lucrurilor că în perioada 2009-2011-2012, da, cel mai mult populație a plecat până în anul 2005. Așa. Apoi a fost o întrerupere. O întrerupere, da, de a pleca. Nu, și din anul 2009 s-a început iarăși un exod mare a populației. Când oamenii au înțeles că nu a devenit foarte complicat să-ți asiguri familia și traiul decent.
Nu că o asigurare ca să trăiești... Vorbim de traiul minim. Traiul minim? Majoritatea populației care greu trăiește sub minimul necesar, da. Dacă să ne punem ca sarci să avem un trai decent, eu cred că la noi, dacă sunt vreo 20% din populație care au un trai decent în Republica Moldova, asta e problema de bază care o avem, de fapt. Nivelul de viață să-l ridicăm. Cum credeți, în continuare se va menține această scadență, acest ritm de plecare? Sau este deja limita și oamenii trebuie să... sau guvernanții, sau oamenii trebuie să înțeleagă? Pentru că sunt la fel în aceste date, bine, acum în 8 localități de Republica Moldova nu s-a găsit niciun locuitor. Este problema și mai gravă, deoarece ultimele tendințe care sunt, mai mult ne referim la tineret, ei nu vor să mai revină înapoi, chiar dacă pleacă după hotare, dar trebuie să recunoaștem, noi anual avem circa 6-7 mii de tineri care pleacă să-și facă studiile după hotare. Reieșind din faptul că noi numărul populației descrește, adică natalitatea descrește, noi ajungem la situația când peste câțiva ani de zile nu vom mai avea tineret. Și mai mult, nu știu dacă ați atras atenție, bărbații până la vârsta de 38 de ani sunt în majoritate față de femei. Da, dar după, nu, e practic 1.000, 1.004, 1.010, 1.000 diferă de vârstă la 1.000 de femei. Dar de la 38 de ani în sus, numărul bărbaților față de femei descrește foarte mult. Și ceea ce aduce în medie se primește 900 ceva de bărbați la 1.000 de femei. Asta încă o dată demonstrează mortalitatea bărbaților, că este mult mai înaltă față de cea a femeilor. Și evident că anume de la această vârstă, bărbații sunt nevoiți cu părere de rău. Ne fiind în stare de cum să-și întrețină familia aici, sunt nevoiți să plece după hotare. Dacă tot ați vorbit despre tineret, Ecaterina, tineretul până la urmă faci tu parte din această categorie. Ai fost tentată vreodată ca să pleci și de ce crezi că unii tineri reușesc să rămână aici? Reușesc pentru că au o speranță mult mai mare, care totuși mai trăiește în ei. Recunosc, tentativa de a pleca permanent este, pentru că până în 2010, poate până în 2005, mai corect aș fi, Republica Moldova nu era atât de solicitată cu propuneri de a face studii studenții și de a face schimb de experiențe. Pe când, după ce s-a realizat și aceleași deliberări de vize, când am început a circula mai ușor tinerii și au început să primească acel schimb de cultură, în primul rând, au înțeles că totuși și o creștere a culturii influențează și la creșterea demografică și la creșterea la nivelul cultural. Până la urmă, toate statisticile și toate datele astea care au fost prezentate de către recensământ și chiar și aceleași date cu privire la migrația cetățenilor noștri din Republica Moldova, asta eu le-aș putea compara cu niște analize generale a unui pacient care merge și face și înțelege care totuși e starea lui de bine, a sănătății. Păi, Republica Moldova se cam află la un capitol prost a sănătății. Uh-huh. Vorbim despre sănătate atât la nivel cetățenilor care, cu părere de rău, pleacă pentru că nu se asigură acele trepte din piramida Maslow. Banal, dar totuși ea pentru Republica Moldova este destul de actuală. Uh-huh. Practic e asigurată prima treaptă, care e necesitatea minimă, e necesitatea de niște necesități fiziologice, însă mai departe, pentru ca să te poți realiza tu ca individ, mai ai nevoie de o susținere. Și de multe alte lucruri, foarte da. Corect. Și din momentul în care tinerii nu găsesc acest lucru aici și acasă, înfruntând multe greutăți, ei pleacă. Doar la calitatea studiilor superioare la noi și asta, pentru că domnul Lebedinski a menționat faptul că mulți pleacă să facă studii peste hotare, cum o consider? Cu această diplomă de aici pot să merge? Până la urmă, ea nu este cotată în țările europene, oricum trebuie să faci niște cursuri. E adevărat, ea nu este cotată în
toate țările europene. Toate. Până la urmă, noi suntem norocoși, hai să spun așa, pe ăștia care de la 2010 încoa, că până la urmă sunt niște țări care acceptă studiile aici din Republica Moldova. Exact. Și Republica Moldova se bucură de un conglomerație de maniere de a face studii atât cât din partea Federației Ruse, cât și din Europa. Și asta nu e destul de... Asta e bine, asta nu e rău. Pentru că până la urmă cunoști un sistem de învățământ, alt sistem de învățământ și tu iei până la urmă ce e bun. E altceva că nu se administrează procesul ăsta poate corect și până la urmă nu se realizează acest bun în practică. Până la urmă, calitatea studiilor din Republica Moldova rămâne la capitolul mai mult teorie și nu practică. Și oricare specialist care încearcă să se aranjeze în câmpul muncii se confruntă cu faptul că el nu este pregătit practic. Este divină procesul de la Bologna care a fost acceptat cu ochii închiși așa cum se fac multe la noi în țară sau aici totuși ține de calitatea profesorilor și calitatea cadrelor? Nu aș vrea să învinuiesc nici calitatea cadrelor din Republica Moldova și nu aș vrea să învinuiesc că sistemul Bolon n-ar fi reușit. Nu. Problema Republicii Moldova constă în faptul că, și aici vorbesc de toate tipurile de proiecte și fel de fel de politici, atât și administrative, culturale, politice, Republica Moldova are o manieră de a plagia proiectele. Dar ea nu are... Da, s-a spus aici în studio că se face copy-paste și, exact. Și nu se ține cont de niște lucruri tradiționale de aici. Exact, de niște lucruri elementare, atât cât ține de forma ta administrativă, cultură, forma ta financiară. Deci ești capabil sau nu să adopți acest proiect? Capabil sau nu. Da. Până la urmă chiar și religia influențează. Deci dacă să ne conducem după aceste date a recensământului, fie că, bun, le acceptăm noi 50% sau le acceptăm toate 100% sau până la urmă majoritatea populației este de o religie ortodoxă și respectiv asta influențează foarte multe, practic. Exact, influențează foarte mult la toate proiectele astea, dar probabil că e timpul când noi moldovenii și cei de la guvernare să puțin să fim mai atenți la ceea ce se întâmplă aici și să începem să tragem concluzii și să acomodăm după ceea ce se întâmplă aici. Ce ar trebui să întreprindă guvernarea ca tu să nu pleci, ca Ecaterina Zosim să nu plece din țară? E simplu. Acum, în 2017. Bun, că... Ești masterandă, uite, îți urmezi mai departe profesia pe care... Și probabil că sunt unul din zeci de și mii de studenți care vor activa în domeniul lor. Pentru că până la nu se calculează, deci ca student eu vreau ca statul să calculeze raportul dintre cerere și ofertă de la câmpul muncii și de la facultăți. Să fie raportul ăsta egalat. Adică, ca să nu ajungi cu diploma pe mână și să nu ai unde te angaja. Exact. Trebuie să intervin. Da, interveniți, domnule Bedinski. Cu păreri de rău, ceea ce spuneți dumneavoastră că ministerul, nu, în principiu guvernul ar trebui să facă. Am făcut recent o interpelare față de guvern să ne fie prezentat comandă de stat pentru studiile pentru următorii 10 ani. Știți care a fost răspunsul? E imposibil să pregătești într-o țară cu economie de piață, e imposibil să pregătești un plan de admitere și pentru a calcula care profesii sunt necesare. Vă dați bine seama că cât de incompetenți sunt aceste persoane care au prezentat așa un răspuns. Dacă noi nu suntem gata să pregătim o economie normală, cum noi putem să știm câți studenți nu trebuie și câți juriști nu trebuie și câți economiști și care, câți, eu nu știu, jurnaliști, câți, absolut oricare profesie. Profesie, da. Și care profesie e necesar să le pregătim noi în Republica Moldova sau ar fi mai bine să anumite profesii să nu avem cheltuieli suplimentare în economia noastră, dar să le contractăm din alte state. Chiar și până la urmă să statul să achite contracte pentru acești studenți care ulterior absolvind studiile revin în economia noastră națională. Asta e o logică pusă, dar cu părere de rău.
Da. Acest recensământ este privit uneori cu o conotație politică. Cum trebuie să privim, domnul Pascaru, ca fiind un strict exercițiu pur statistic, pentru că au apărut pe parcurs acele probleme. Trei directori care au fost schimbați până la 31 martie 2017, când a fost anunțat, nu știu din ce cauză, tergiversarea aceasta. Chiar dacă domnul Filip a venit cu bagheta magică și a zis gata, nu mai pot, veniți cu datele finale și s-a terminat. Asta a fost până la urmă așa interpretată de unii analiști politici ca un efect pe care trebuia să și-l aprobe sie Partidul Democrat. Le trebuiau niște date. Iată aici vreau să ne spuneți. Este, ținând cont de toate aspectele acestea negative ale recensământului derulate din 2014 până 2017, el este un act exercițiu pur statistic sau îl putem atribui și unui element politic? Eu sunt de părerea că tot ce se putea și la noi Republica Moldova, inclusiv toate agențiile de stat, ministerele, toate aceste organizații, clar că sunt politice. Inclusiv și este un fenomen, sau cum spuneți dumneavoastră, statistic, pentru că clar că această organizație... Avem nevoie de așa date. Sunt mai multe întrebări pe baza acestui recensământ, dar totuși este un fenomen care trebuie să-l cunoaștem în 2014. Acum clar că s-au mai schimbat niște lucruri, pentru că o lună de zile schimbă lucruri, dar o an cot mai mult. Dar pe mine mă deranjează mai tare faptul că totuși politicul nu a fost atât de sau a avut acest cinism să-l închidă aceste date atâția ani, pentru că într-o țară normală, datele trebuie să fie mai repede pregătite și date la societate. Dar, de fapt, eu așteptam mai pesimiste, un tablou mai pesimist, pentru că situația în care este Republica Moldova, eu credeam că suntem vreo 2 milioane, mulți au plecat. Într-adevăr, este o problemă foarte mare și problema aceasta mare este și în lume, pentru că sunt două fenomene care migrează oamenii. E procesul acesta economic, numai decât că depinde, și a doilea, totuși este un proces de globalizare. Lumea se duce unde este mai bine, mai ales acum tinerii care cunosc limbile, el acum e în Sankt Petersburg, în Moscova sau în Washington. S-au deschis atâtea programe noi. Și clar că mulți pleacă. Dar la noi, în cazul Republicii Moldova, a moldovenilor, aceasta nu este migrație, este o evacuație, într-adevăr, pentru că o fugă este. Un tânăr se reziste aici, în Republica Moldova, în primul rând trebuie să aibă niște părinți puternici care sunt undeva angajate în serviciile de stat. Da? Noi cunoaștem acestea servicii de stat, trebuie să aibă mulți cumetri, nanașei, neamuri. Da, fenomenele astea, apropo, foarte tare, lasă niște amprinte negative pentru că în societatea noastră. Atunci când statul este slab, apare acest fenomen de cumetrism și ei se refugiază anume între aceste fenomene. Pentru că, într-adevăr, acum uitați-vă, o familie tânără, ca să-și cumpere un apartament din leafa lor, asta este imposibil. A doilea, să ai o poziție undeva la stat de două ori, imposibil, pentru că este o leafă mizeră, dar să dorești foarte tare să-ți faci familia fericită, trebuie să fii corupt, pentru că asta nu se primește. Să faci business la noi, Republica Moldova, aceasta este o parodie. Business fac oamenii cu totul alți oameni. Și da, să-ți iei un credit la stat pe 30 de ani sau 25 de ani, să-l dă cu 14%. Așa. A venit un prieten din Italia. Și îmi spun, eu îi spun, nu te deranjează că acum sunt mulți migranți, de lucru este mai puțin, dar tu ai credit pe 25 de ani. Și că nu, că eu acolo am un procent. Creditul e dat pe un procent. La noi se face niște experimente. Niște, populație, este un fel de cât rezistăm. Poate cuvântul genocid este prea sus, dar într-adevăr se fac și niște experimente foarte dure. Și cel mai interesant, suferă pături de sociale care sunt mai sărași, mai de jos, mai vulnerabile. Așa sunt pensionare. Aștia sunt tineri, pentru că tânărul care pleacă să facă carte, da, sunt la universități, de unde el să aibă cei bani care să supraviețuiască această lună? Este o problemă enormă, se bate foarte tare în oamenii care sunt bolnavi, inclusiv chiar tineri sau vârste mijlocii. De atâta și este rata de mortalitate, pentru că omul care este bolnav foarte greu stratează în Republica Moldova. Și oamenii, eu nu știu de ce s-au luat 55% de oameni creștini ortodoxi.
Nu știu de unde s-a luat. S-a fost 95%, la noi trebuie să trăim ca în rai. La noi nu sunt nici 5% de oameni creștini. S-a fost noi creștini, nu aducem țara la situația asta care deci dumneavoastră considerați că datele 96,8% dintre cetățenii țării sunt creștini ortodoxi și noi sunt averitici? Asta sunt așa un fel de este, știți, ca la sărbătoare. Sunt creștini atunci când este Paștele și se duc la biserică, dar restul timpul nu poate fi creștin. Eu înțeleg omul în Germania, uitați-vă, este o națiune puritană. Când mergi pentru un sat din Germania, acolo îți pare că este tot aranjat ca la teatru, decor, nu este copidru. Ei se declară creștini ortodoși, dar până la urmă nu se comportă ca unii creștini ortodoși. Ei suntem lăsați și de biserică, și de Dumnezeu suntem lăsați. Și conducerea asta ne-a mai aruncat. De biserică nu suntem lăsați, că din păcate avem situații când biserica se implică și în politică și aici e un aspect de o temă separată, de emisiuni separate, ce înseamnă biserica și preoții la noi, Republica Moldova. Din păcate, apropo, eu am avut la o emisiune un preot de Costești, extraordinar. Eu l-aș prezenta ca fiind un model de preot. Asta ar trebui să facem noi, să-i scoatem pe oamenii. Da. Și preoțimea, chiar și biserica, aduce un fenomen bun în societatea moldovenească. Ei mei întoarce la biserică. Problema este în oameni, în noi. De atâtea când s-a deschis acest fenomen de supermarket, oamenii încep să mișcă haotic. Dar la noi, în Moldova, nu ai unii câștiga atât mulți bani. De atâtea care se duce în politică, care se duce la organe de stat și începe a fura. Uitați-vă, și acum la noi trăiesc bogați în Republica Moldova, dar sunt și trăiesc. Da. Și uitați-vă cât fură. Dacă în fiecare țară, este un scandal că s-o furat sau la alegeri acolo 100 de mii, 1 milion, la noi băieții dacă trăsnesc ca pe 1 miliard întreg, înțelegeți? Închipuiți câți oameni suferă că s-o furat acest miliard. De ce eu zic că eu mă indignez și chiar nu înțeleg acest recesământ? De fapt, trebuie să fugă mai multă lume. Noi trebuie să rămânem cu 1,5 milioane, 2 milioane. Înseamnă că mai rezistăm și mai avem o speranță, așa cum a spus Ecaterina. Aici, domnul Lebedinski a menționat un cuvânt, se declară. O altă problemă care a apărut în procesul de selectare, de desfășurare a recensământului, a fost și vizita selectivă la familii. Deci, eu am întâlnit după 31 martie pe rețele de socializare foarte multă lume care a spus, dar la mine nu a fost acasă, puneți plus 1. Iată și aici, Ecaterina mi-a spus înainte de emisiune că la părinți nu a fost 1 și 2. Oamenii spuneau, unii oameni spuneau și aberații și sigur persoanele operatori erau nevoiți să le înscrie acolo. Și deci la calcule ele nu mergeau pur și simplu, pentru că domnul Valcov a spus, când era scris cărui, iată aici chiar, ce ați spus la minoritate, a zis că suntem marțiani sau ce sunteți moldoveni, români, ei scriau suntem marțiani sau suntem cenușăreasă. Asta se înscria în foi și nu se calcula. Deci datele și aici ar putea să fie eronate, cum a zis dumneavoastră, domn Pascaru. Trebuie să recunoaștem că mulți, cu părere de rău, din colectori înscrisurile le făceau cu creionul. Da, și o a treia problemă, înscrisurile erau făcute cu creionul simplu. Aici, domnule Bedinski, cum putem să, ce atitudine să avem față de aceste... Comanda care a fost făcută. Urmai acest, ați ridicat foarte bine întrebarea, de ce 3 ani de zile nu a fost prezentat acest raport? El de mult era gata. Pur și simplu, aceste informații erau folosite de anumite forțe în scopurile care le aveau ei. Uh-huh. De ce n-a fost publicat? Pentru alegerile din 2014, 2015, alegerile 2016, locale, care era mult mai... Noi la alegerile din 2016 și la alegerile prezidențiale, în listele electorale am avut 2.800.000 ceva de mii. Da. Când noi de tot avem populație 2.900.000. Este o diferență de aproape 600.000 de persoane față de listele electorale. Corect. În aceste datele recensământului. Care sunt în după hotare. Pline cimitirile, cred că. Nu, poate oamenii sunt puși care sunt după hotare. Inclusiv cu diaspora, probabil, calculul ăsta. Diaspora este în lista asta, 2.900.000, inclus și diaspora. Pentru că unii oameni care sunt plecați, ei înscriau. Sunt înscriși aici, corect. Până la urmă, toată tărăgânarea asta cu publicarea datelor oficiale din recensământ și e adevărat că duce la ideea că a fost tărăgânat pentru că a folosit aceste date care s-au obținut ca un instrument de fraudare a rezultatelor din alegere, însă eu aș spune că pe mine mă duce mai mult la ideea că trăgănarea asta de
tocmai 3 ani, dă dovadă de neprofesionalism și poate că chiar și de incompetență. Până la urmă, după toate fraudele care s-au făcut și forma asta de completare a formularelor cu creion simplu și mai mult pare a fi un recensământ de probă decât un recensământ real. Pe bune, real. Da, exact, real, care să ai încredere în date și... Bun că a fost publicat el 3 ani, până la urmă noi ne adaptăm la cifrele astea, mai calculăm, socotim ca să ne iasă o cifră plus minus. Dar aici probabil că dă dovadă de incompetență și mai corect aș fi dacă am să spun că aici noi simțim una din consecințele migrației masivă a populației. Pentru că au plecat oamenii. Exact, care, da, pentru care că pleacă sunt oamenii... Pătura intelectuală. Pătura intelectuală. Și de acum, dacă tot ajungem la păturile sociale, atunci trebuie să spun că și business-ul, și afacerile de mijloc, și pătura de mijloc în Republica Moldova, cu părere de rău, a dispărut. Da. Se clasifică sau foarte... Exact, sau mijlocul foarte... la noi, cu părere de rău, nu există. Iar asta, iarăși, e un imbol să pleci din țară. Și recensământul, repet, recensământul, datele, mai corect spus, a recensământului, publicarea lui după 3 ani, duce totuși la ideea că în Republica Moldova rămân oameni neprofesioniști. Da, domnule Bedinsa. N-aș fi un pic de acord, cred, probabil nu s-a tras atenție. Ceea ce mă bucur din acest recensământ este faptul că noi avem acum un număr mult mai mare comparativ cu cel din 2004 a persoanelor care au studii superioare, persoanelor care au studii medii. Da, dar aici și calitatea vorbim. S-au făcut la Indigo diplomele astea. N-aș fi de acord. Aici, știți, cine vrea să-și facă studiile și le face. Și asta au fost și pe timpuri. Dar în anul 59. Domnule Vedinsca, aici n-am să fiu de acord din simplu motiv. În ce perioade s-a făcut la noi niște reprofesionalizări a acestor... Noi avem după 2014, asta am vrut să menționez, după 2014, odată cu implementarea noului cod a educației, aici apar probleme. Cu părere de rău, aici la noi s-a început. Informația care a fost până în 2014, ea este bună. Eu mă tem de cea care se fie în 2024. În 2021 următorul recensământ. Nu, el ar trebui să fie în 2024, odată la 10 ani de zile trebuie să fie. Respectiv, noi o să avem o descreștere mare a persoanelor care își fac studii superioare, deoarece bacalaureatul acum practic este imposibil să-l susții. Până atunci se vor mai închide și instituții superioare care e tendința. Multe școli din 2014 și mai departe sunt lichidate. Și cu părere de rău, următorul recensământ o să ne arăte o situație mult mai gravă. Deci, nu știu dacă ar fi bine să-l facem noi într-adevăr în 2024 sau în 2020 sau poate și mai degrabă. Că, sau măcar, știți, dacă n-ar fi un recensământ, să fac permanent o analiză guvernul asupra situației în care ne mergem noi. Că mâine, poi mâine, noi să trezim să scotiți. V-am spus, în fiecare an 5.000 de studenți pleacă în România. Anul acesta, pare mi se 500 pleacă în Federația Rusă, China, Turcia, avem practic în toate țările lumii și din statisticile care arată, 25-30% se întorc înapoi în țară, restul rămân în țările. Rămân acolo. Și cu ce e beneficiu pentru statele care i-au primit, evident. Deci îmi trebuie programe, tineri, proiecte de readucere a acestor. Asta și-am vrut să spun. Recent vorbeam cu părinții la un copil care și-a făcut studiile după hotare și îl cheamă, vin acasă, uite, noi îți garantăm să ai un serviciu, 10.000 de lei. El râde, spune, tată, mă scuz, eu am salariu 8.000 de euro, eu nu vin înapoi. Și e logic, dar în același timp. Păi nu trebuie să fii tentant doar 10.000 de lei, pe lângă asta atâtea probleme sunt la noi în societate, că este 10.000 de lei, vreau să vă spun, cum îi primești, așa și îi dai și nu mai rămâne cu nimic. Și dar, nici nu mai poți să-ți mai dezvolți nimic nu, în viață. Părinții cred că asta e un salariu foarte bun, uite, o să vii cu studii buni și aici un salariu de 10.000 o să-l ai. Pe când imediat după studii, acolo are alt salariu. Dar este o tendință foarte bună. Avem tineri, să spunem așa, tineri 30-40 de ani, care de acum s-au aranjat, au o anumită experiență după hotare și sunt gata să vină să vină în țară. Și astea sunt efectele pozitive ale migrației și ale au obținut o experiență bună
în anumite domenii și sunt gata să vină în țară, dar cu condiția că statul o să le dea voie să le facă. Și într-adevăr ar fi bine o liberalizare a economiei noastre pentru ca aceste persoane să vină, ei vin cu investiții, ei vin cu idei noi, ei vin cu pregătire. Noi ne bucurăm mereu și spunem la toți că uitați, noi avem forță ieftină din muncă. Nu, departe nu e situația așa. Da? La noi forța de muncă este mult mai scumpă decât în unele state, dar ne întâlnim cu situația când cadre calificate noi nu mai avem. Noi școlile profesionale practic au fost lichidate toate. Noi, noi acum nu mai pregătim sudori, electricieni, lăcătuși care să fie necesare în economia noastră. Noi avem câteva instituții de învățământ superioare, toți stăruiți să pregătesc economiști și juriști și după aceasta ei își fac ca două, trei studii pentru că înțeleg că nu poate să aranjeze, nu mai sunt necesari. Domnul Pascaro, vreau să mai ating și un alt aspect. De ce s-a tergiversat atât și care sunt datele corecte și care sunt date eronate din acest recensământ? Pentru că de curs de exemplu, de 10 ani, se spune că datele acestui recensământ sunt utilizate de guvernări în politicile economice și social-culturale. Fără ele nu se poate ca să implementeze ceva, un proiect național. Mă gândesc poate că așa o grabă ca să domnul Filip a avut ca să, totuși să dea publicității aceste date a fost și caietul acela de sarcini pe care Uniunea Europeană tot îl cerea și noi am implementat unele din politicile economice și cultural-sociale fără a avea datele recensământului. Deci aici revenim la ideea că unele din cifrele recensământului pot fi reale, altele pot fi eronate. Sau? Eu cred că nu poate să fie eronate atât de tare. Da? Totuși, eu sunt pe pozițiile că el este aproape, da, adevărat toate aceste date. Dacă nu s-a nimerit o persoană, de exemplu, la mine acasă au fost oamenii ăștia care curiești. Da, au venit, da? Au venit, da. La părinții mei au venit. Cât am întrebat eu de cunoscuții mei, prieteni, la dânși au venit. Nu am avut, nu am avut. Adică s-a lucrat. S-a lucrat. Eu cred că sunt niște date, nu, veridice, hai să spunem așa. Dar să nu uităm că noi nu suntem în perioada anilor feodale, da? Atunci când se făcea recensământ odată la 30-40 de ani, cum se făcea pe timpul Imperiului Rus. Acum noi avem sursele informative, avem internetul, avem tehnologiile acestea și datele astea poate să fie strânse și mai repede, pentru că avem agenții întregi de statistici, de... Pentru că un guvern lucrativ care să aducă niște efecte trebuie să cunoască aceste date. Ca la un automobil, când mergi pe stradă, tu trebuie să vezi cum îți lucrează toate acestea date. Da, cum îți lucrează bordul. Pentru că este o problemă. Dacă tu nu știi ce se întâmplă în țară, nu știi ce se întâmplă la stat, nu știi problemele care sunt prin prejur, acesta nu este guvern și nu este putere în stat. Numai decât trebuie să cunoască. Dar eu cred că Republica Moldova are nevoie de un proiect nou, un proiect de țară. Pentru că dacă noi nu vom veni cu acest proiect, societatea civilă, puterea, guvernul, conducerea, noi pierdem țara. Și o pierdem țara foarte lent. Și asta nu înseamnă că va fi o unire cu România sau unire cu Ucraina sau cu Rusia. Pur și simplu, din țara asta nu se va lăsa nimic. Vor cumpăra pământurile, vor muri oamenii, tinerii vor fi lăsați pe drumuri, părinții, copiii, iarăși așa, care vor pleca în Europa, care și oamenii nu vor fi fericiți. Dintre aceea, eu cred că anume guvernul, conducerea, trebuie să concentreze într acest proiect de țară. Pentru că sunt țări unde au Ministerul Fericirii. Adică încearcă să aducă niște... Da, apropo, noi deja nu mai suntem la capitolul toleranță, cei mai primitoși, cei mai fericiți oameni, cum eram pe timpuri. Am devenit înrăiți, neprimitori. Și așa a fost un sondaj foarte fals. Pentru că atunci trebuie din Moldova să facă o istorie de succes. Și noi am văzut istoria de succes. Trei bănci falimentate și personajul principal la istoria de succes este unde este.
Și atunci au fost așa o... Deci am avut o perioadă în care politicienii noștri au abuzat de niște noțiuni care au dezbinat poporul nostru și aceste noțiuni au adus ca oamenii să nu se identifice corect. Așa se înțelege. Și acum este nevoie ca să ne reorganizăm și să revenim la ideea că suntem un stat, un popor și să ne mândrim cu faptul că avem mai multe etnii aici, că vorbim mai multe limbi, să le numim frumos, să nu avem ură unul față de altul, cu numără niciodată nu o să fie așa. Nu? Și vă spun de ce. De atât că misiunea politicului este de a dizbina și de a împărți societatea. Nimeni nu o să vie să spui, oameni buni, noi trebuie să stăm la o masă de dialog, să fie pașii și noi nu ne diferențiem. Nu, pentru că noi vedem în Europa care mesajul, politicii nu spun. În Europa de tot, uitați-vă, Franța. Dacă noi tindem spre Europa, da, așa, până acum, am tins cu pașii de elefant acolo și am uitat de lucruri elementare, de principiile și valorile europenilor. Dacă acolo în Europa se spune clar ce limbă vorbești, la noi până acum s-a făcut din asta tam-tam politic. Nu este problemă. Știți care e problema? Noi pe drum înspre Europa o furat țara, dar acum drumul înspre Uniunea Euroasiatică a s-o vându cu totul, înțelegeți? La noi este problema undeva ascunsă în mentalitatea asta a moldovanului, care este credibilă sau este crede într acest politic. Și niciodată în Republica Moldova nu va veni un politic cinstit, pentru că noi nu putem să încerem drepturile noastre. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Bedinski, vă rog frumos. Deci, ce depinde de politicieni? Totuși, până cei ce am menționat eu... Depinde în primul rând de ce până acum, șapte ani de acasă. De ce până acum politicienii nu au spus că suntem moldoveni, că vorbim limba aceea, că suntem bine cu ruși, că suntem bine cu români, că suntem bine cu englezii? De ce crezi dumneavoastră că noi avem o pătură sănătoasă politică? Deci politicul nostru, în majoritatea lor, sunt oameni bolnavi. Ei sunt obsedați de putere. Până acum, toți vine, cum am ajuns? Noi mâine avem 7 aprilie. Cum au ajuns la putere? Prin revoluție. Cum au condus-o ei? Fix așa. Ei au venit să distruge, să fure. Asta e situația reală. Ei au venit cu un scop bine... Fiecare din aceste partide care în prezent formează alianță și careva din ele de acum nu mai formează alianță, e un scop binevenit. Două partide până în prezent declară că Moldova nu trebuie să existe din cele parlamentare, că urmează să fie unită cu România. Altul spune că, păi, dați-mi înapoi, eu sunt împuntat în buzunare și am de impus. Aici datele ne arată clar că moldoveni s-au declarat 75%. Să le găsesc, da, 75% s-au declarat a fi moldoveni. Deci ar fi trebuit să fie clar. Dar pentru... noi avem descreștere ucraineni, noi avem descreștere ruși, noi avem descreștere practic la toți. Pare mi se numai... Ucraineni 6,6, ruși 4,1, găgăuzi 4,6, bulgari și romi și celelalte etnii 2,7. În 2004, ucrainenii au fost 6, acum sunt mai mulți, da. Ruși 4,4, acum sunt mai puțini și găgăuzi, într-adevăr, sunt în creștere. Da. Dar să nu uităm de faptul că și cei care s-au declarat moldoveni, până la urmă, tot devin separați în două baricade, că unul vorbește română, iar altul vorbește creează alte două barricade. Iarăși o divizie. Da. Iarăși eu învinuiesc politicul pentru asta. Asta e politicul care este până în prezent promovat la noi. Noi studiem istoria românilor, noi studiem limba română, noi facem lecții pe data de 27 martie pur la Unirea Moldovei, care de fapt școlile trebuie să se ocupe cu altceva. Cu altceva? Școala trebuie... Știți ce aici, mă scuzați că vă întrerup, în 2004 s-au declarat că vorbesc că sunt români 2,2. Și acum 6,90 da, și ceva. Deci această influență de creștere a fost datorită școlilor? Acest procent, de fapt, el mereu a existat. Anume acest procent de 7%, asta este o cifră care, într-adevăr, în Republica Moldova există așa o pătură de... Îl vedem la alegeri. Și el mereu este prezent și vedeți că creștere nu. Este creștere doar la persoanele care... confirmă, adică consideră ei că vorbesc limba română. Uh-huh. E foarte simplu. El a învățat la școală 10-12 ani de zile și lui i-au spus că el a învățat limba română. Evident, mai departe, el ce o să spună? Nu o să spună că a învățat altă limbă. Este în detrimentul relațiilor dintre tineri această dezbinare de moldoveni, da, români, limba română, limba moldovenească, Ecaterina? Cu părere de rău, da. Și asta se explică cam... cel puțin eu încerc să o explic în felul următor. În prezent s-a construit o democrație de vitrină.
în care după vitrina asta se încearcă a se inventa fel de fel de mecanisme prin care până la urmă pe toți cetățenii să-i fragmenteze în diferite, da, șarje, până la urmă, pentru că e cel mai ușor de manipulat în felul ăsta. E mult mai ușor să conduci un număr mai mic decât un număr mai mare și prin felul ăsta e mult, dar e mult mai ușor. Nu, eu o să-i spun un pic altfel poziția, dacă îmi permiți. Da, bine. Dar... Personal, mă bucur că în ultimii ani, după bacalaureatele astea care puțin mai stricte, până la urmă întâlnesc prin aulele facultăților tineri mult mai bine instruiți. Și pe ei nu-i deranjează că-i română, că-i altă limbă, că-i... Pe ei interesează, de fapt, altceva. Interesează deci niște lucruri mai concrete. Deci începem să înțelegem că astea nu sunt lucruri care ar trebui să, da, ne intereseze. Da, dar asta începem să înțelegem cu greu. Și asta se va înțelege mai greu în timp, pentru că populația noastră nu are capacitate de autoinstruire, cu părere de rău. Ei nu se autoinstruiesc și ei nu verifică mai multe surse de informație și ei sunt manipulați. Și atâta timp cât ei se vor da manipulați la toate sursele astea care vor, le vor da informații care o să-i deruteze, exact, atâta timp o să existe această divizare că e română, că neromână, că moldovenească. Domnul Pascal, dumneavoastră aveți în preajmă foarte mulți tineri. Pentru mine este un lucru dureros din ce motiv? Că în momentul în care eu am declarat sus și tare și pe rețelele sociale niște lucruri, brusc au dispărut din lista mea de prieteni niște oameni care mie îmi pare chestia asta este... Da, nu este sănătoasă. Eu vreau să fiu prietenă cu toții. De ce apare lucrul ăsta? Este imposibil. Noi suntem oameni. Fiecare are conceptul său de viață, are caracterul său și niciodată nu putem să ne uniformizăm pe aceeași treaptă, pentru că oamenii trăiesc în identitatea lor și se împart în grupuri. Și așa se împart toată Europa, toată lumea. Uh-huh. Le este mai ușor să trăiască într-o această identitate, înțelegeți, care este educată din moș, strămoș, chiar și la școală. Eu, de exemplu, da, niciodată nu am fi alimentată de politicieni această. Dar întotdeauna să fie alimentată. Ei folosesc că odată la 4 ani să vii polceanu și să-i spune: oameni buni, marfa mea este o idee, un concept. Dar aceste idei, în mare parte, noi trebuie să percepem unde este falsul și unde este adevărat. Noi să nu uităm că noi am ieșit dintr-o grădină zoologică din Uniunea Sovietică și am intrat în junglă. Și aici noi putem să ne democratizăm, dar foarte greu. Noi când să ne democratizăm, să pierdem țara și să plecăm toți din țară. Este un proces foarte greu, pentru că noi, moldovenii, avem o istorie foarte mare, de peste 700 de ani, dar să nu uităm că noi întotdeauna am fost în zona aceasta stabilită, că întotdeauna asupra noastră au fost niște influențe. Noi să nu uităm că în locul de Ștefan cel Mare, acolo mai fost încă 2-3 monumente. A fost monumentul lui Alexandru, dacă țineți minte, a fost monumentul lui Stalin și monumentul lui Lenin, tot undeva pe piață. Adică închipuiți-vă noi câți am fost, când a fost apăsați cu acestea concepte. Și acum moldoveanul nostru ce face? Și apasă această indiferență și este mai ușor să stângi lumina la aeroport, să pleci undeva prin Italia. Acolo bine, mersi, acolo lutăți le ajunge. Și șleapă de această responsabilitate de țara sa. Dar eu cred că a să vie timpul. A să vie politicianul și a să înțeleagă că, băi, nu poți să furi așa mult ca un câine și să leși oamenii ăștia să moară de foame. Trebuie să dăm și la oameni și să vie cu un proiect de țară sănătos, pentru că, într-adevăr, noi avem o țară de oameni nefericiți. Da, și politicienii care a să vie cu niște idei trează, așa să aibă succes. Și eu nu cred între ăștia care sunt mai așa în vârstă, dar eu cred în oamenii ăștia tineri, care acum gândesc deci, mai altfel. De aceea și am încercat astăzi să o chemăm pe Ecaterina Zosim, pentru că și eu cred în cei tineri, că ei ne vor duce pe adevărat făgaș al democrației și al relațiilor. Dar iarăși, bine, noi... S-a menționat că aceasta este o metodă de a diviza. De fapt, asta e o metodă de a ne sutrage atenția de la problemele care noi întâlnim zi de zi. Noi nu mai vorbim de economie, noi nu mai vorbim de miliard, noi vorbim care limbă noi o vorbim, da, și care istorie o învățăm. Da, exact. Noi ar trebui, într-adevăr, politicienii trebuie să atragem atenție că din cei care sunt acum în Parlament sunt foarte bine pregătiți.
și să faci o școală la ei este foarte bine. De ce? Tineretul ar trebui să atragă atenție și să învețe de la ei. Multe, multe sunt învățate. Eu vă spun, eu mă uit prin prejurul meu care sunt acolo persoane care pot să învețe foarte multe. Da, și ultima întrebare, pentru că suntem pe final deja, mâine este 7 aprilie. Cum percepeți această zi? Ca a fi o zi tragică sau a fi, pentru că asta se discută, sau a fi o zi în care să exclamăm sus și tare niște lucruri? Cu părere de rău, asta a fost o zi nu tragic, dar dezastruoasă pentru Republica Moldova. Noi am distrus tot ce aici am format parcursul la 18 ani de zile. În câteva clipe. Le-am distrus doar din simplu considerent că am crezut pe niște politicieni lași care și cea mai mare problemă care este că nu a ajuns conducătorului statului la acel moment trei de caracter să rezolve problema. Da, Ecaterina, pentru dumneavoastră ce înseamnă 7 aprilie? Pentru mine 7 aprilie e un pas mare înapoi și concomitent o lecție destul de dură. Și tot 7 aprilie înseamnă o chemare de a fi mult mai responsabili, de a fi mult mai atenți și de a avea odată curajul ăsta de a ne asuma riscurile și de a fi mult, mult mai puternici. Domnul Pascaru. 7 aprilie au adus câteva exemple foarte negative pentru Moldova. În primul rând s-a bătut în tineret, în tineri, în oamenii care trebuie să renască, să crească Moldova, așa într-adevăr, cum spun politicienii, și s-au bătut și s-a distrus acest caracter tânăr, de atât tineri au lepădat țara și s-au dus și înăuntru aceasta îi sugrumă această dispoziție. 7 aprilie am văzut niște politicieni lași, pe ambele tabere. Ăștia care au furat miliardele și așa ceilalți care au rămas în opoziție, fără caracter, s-a bătut în statalitate, pentru că concertul pe 7 aprilie, acelea scandaluri, nu le-au făcut a noștri. Au fost impuși de ăștia de la spate. Rusia, Statele Unite, Europa, toate ăștia mai mari au dat bani și aici au făcut așa, au spălat banii. Dar este o problemă că noi am participat la toată acesta josnic eveniment, pentru că nu poți să-l numești. Și într-adevăr generații întregi, ăștia tineri, s-au dus într-o eroare și ei văd rezultatul. Când se distruge băncile, când părinții n-au leafă, când bunei iarăși nimeresc în niște situații de astea. Și este o tragedie. Noi această dată trebuie să o marcăm anume în altarul și la conștiință, că să ne aducem aminte că așa nu trebuie să întâmple niciodată. Și nu mai avem încredere oarbă în niște decizii luate și anunțate. Dreptate. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru discuția din această seară și vă doresc numai bine și multă sănătate să aveți în familiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această zi. Vă aștept luni și joi la 20:30 și la alte emisiuni Intersecția RM cu alți invitați și teme interesante.